Din cauza gerului din ultima perioadă, pe mai multe râuri din județ s-au format straturi de gheață ce influențează de asemenea și debitele acestora. O atenție deosebită o acordăm râului Bistrița, pe care înregistrăm pod de gheață, astfel încât, în cazul unei creșteri semnificative a temperaturii, să evităm apariția fenomenului de zăpor. Asta înseamnă blocaje de ghețuri cu inundarea malurilor stâng și drept, afectarea proprietăților învecinate cursurilor de apă. Media grosimii stratului de gheață depus pe cursul râurilor este între 8 și 35 de centimetri și este posibil ca acesta să crească în funcție de fenomenele hidrometeorologice, au anunțat reprezentanții SEGEA. Grosimea gheții înregistrată pe râul Bistrița variază între 8 și 35 de centimetri, iar debitul înregistrat la postul hidrometric Broșteni este de 11 metri cubi pe secundă. Acest debit asigură transportul gheții la această grosime, fără a crea impedimente în scurgerea liberă a apei. Conducerea SEGEA Suceava a mai menționat și faptul că deocamdată nu există niciun pericol în județ în ceea ce privește inundațiile sau alte incidente produse de gheața depusă, însă acest lucru depinde și de condițiile meteo.